Sunt și mai multe de spus despre felul în care România s-a mișcat în ultimii 30 de ani, aproape fără să ne dăm seama. Sunt sigur că o parte dintre dumneavoastră vă dați seama, și mai ales cei care au trăit o vreme sub Ceaușescu, că cumva, timp de 30 de ani, oamenii au început să vorbească din ce în ce mai în șoaptă. E teribil. E teribil să constați, adică vorbeam cu Vasile Hotea azi și spuneam, băi, e ireal, cum să prinzi aceste două momente? Aveam 20, 22, 23 de ani în momentul în care a căzut Ceaușescu, am trăit 20 de ani și spuneam, copil, nu știu ce, bă, dar la 16 ani încolo, nu mai, că deja realizezi că trăiești într-o lume cumva destul de sumbră, destul de întunecată și n-ai cum să constați că anumite lucruri nu trebuie spuse, n-ai voie să le spui, pentru că cumva consecințele vor fi foarte grave, da? Vine Revoluția și dintr-o dată și cu adevărat libertatea despre care am vorbit, mai ales în anii 90, sau despre care se vorbea în 90, era exact libertatea de expresie. Și puteai să spui și nu era nimic grav, ba din contră, era foarte bine să spui și opinia ta conta. Și încet, încet, numai, încet, încet, lucrurile astea s-au pierdut. Din fel de fel de motive, merită o analiză, cu siguranță sunt oameni care cercetează acest fenomen, dacă nu o fac, atunci să o facă. Și am ajuns în prag de 2020, deja mult mai speriați, mai reținuți, iar odată cu 2020, în perioada de 3 ani, eu aud oameni în jurul meu care vorbesc în șoaptă, care își spun părerea în șoaptă. Și e ca atunci, e ca sub Ceaușescu. Deci e mai mult autocenzură. Autocenzură la care a participat cu siguranță povestea cu Facebook, nu știu ce, îți dai seama. E o poveste, zic că merită o analiză și merită să se ocupe cineva care știe să facă această analiză. Eu sunt doar un spectator de pe margine, n-am nici Facebook. Facebook, Twitter, în fine, eu vorbesc din poziția acuzatului. Adică a fost el în nevara în 2016 și am spus într-un articol ce am spus și nu mai vreau să intru în detalii, dintr-o dată am primit etichetă de misogin, am spus ce am spus despre referendumul pentru familie, am primit eticheta de, cum se cheamă, la Cluj, de antimască, chestie care s-a întins așa precum ciuma, până în publicațiile astea, în presa asta de specialitate de în afara țării. Și întrebarea este de ce? Adică, întrebarea pe care întrebam eu, de ce s-au întâmplat lucrurile așa? Și n-am un răspuns. Altul decât dacă ar fi să simplific foarte brutal, aș spune că da, trăim sunt vremuri de război. Un război difuz. Care a început de mult. Nu ca bombe, nu se întâmplă lucrul ăsta, dar e un război. Suntem în război. Noi nu știm că suntem în război, dar cei care sunt în război cu noi,